Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare la În care aș vrea să aflăm cam ce avem de eliberat, zona de umbră a acestei luni pline și zona de lumină, ce va lumina această lună plină. Evident, câteva mesaje și voi încerca să clarific anumite cărți. Deci, partea luminoasă și partea de umbră a acestui moment care apare în fiecare lună în viața noastră, dar pe care trebuie să-l conștientizăm ca să ne fie de folos. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Da, după cum vedeți, numărul 13, de fapt, Phoenix, ia. Și inima albastră. Vă puneți pauză și vă alegeți. Da? Ok, hai să facem primul număr. Cei care ați ales numărul 13. Este un soare, probabil că soare învărsător, poate pe 13 februarie vă va influența într-un mod special. Dar haideți să vedem. Luna aceasta plină, ce vă luminează în viață și de ce trebuie să vă eliberați? Pentru că la lună plină, înainte de a manifesta gratitudine și bucurie pentru împlinirile care se manifestă, trebuie să manifestăm și eliberare de anumite lucruri pe care le considerăm negative, de care trebuie să ne vindecăm ca să putem să atragem sporul. Haideți să vedem ce mesaj aveți. Încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt și vorbiți limbajul dragostei. Evident că acest mesaj se referă la o situație de dragoste din viața voastră. Situație generală, energie generală, 3 de monede și mama. 3 și 4. Comunicarea în casa a patra, eventual comunicarea cu mama. Poate că trebuie să sădiți ceva în relație cu mama voastră sau cu mama copiilor. Poate trebuie să colaborați, pentru că 3 de monede înseamnă și colaborare cu acest personaj. Eventual, ceea ce sădiți, măcar la nivel conceptual, dar și practic în această perioadă, ar trebui să vă aducă o creștere. Evident, dacă vă și eliberați de ce vă reține în acest potențial. Însă, 3 de monede, în general, în tarot înseamnă colaborare. A, pentru cineva, poate este vorba, un plus de mesaj, un alt mesaj în plus. Mama voastră sau mama copiilor este zodia Capricornului sau semn de pământ sau invers. O capricoancă așteaptă un copil posibil. În fine, asta un plus de mesaj. Însă, încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt, să colaborați ca să puteți crește. Chiar dacă nu-i mamă, chiar dacă nu-i copil, dar încercați să colaborați. Aveți numărul 44, care înseamnă 8 transformare. Prin această colaborare, prin comunicare practică, aveți numărul 44. În acest moment, numărul meu îmi spune altceva. Fiecare a construit stabilitate separat. 4 înseamnă e un număr stabil și a construit stabilitatea în felul său personal. Acum sunteți chemați să vă cunoașteți unul pe celălalt și să vă învățați nevoile în dragoste și nu doar atât. Pentru că aveți nevoi speciale, dar împreună le puteți transforma și stabilitatea pe care v-ați creat-o separat și unul și celălalt vă poate aduce o nouă stabilitate mult mai puternică, tot 4, dar 4, 4, 4 să vă spună ceva mult mai puternică. Pentru cineva din viața voastră, evident. 3 și 5, nu-i tot 8? Pa tot 8, deci aveți 8, 8 și 4, 4, 4 ca și număr marcant. Învățați iar. Vorbiți limbajul dragostei și aici învățați să vă cunoașteți nevoile în dragoste. Și iar am vorbit de comunicare, apare 3 comunicare și aici, mai ales că e Mercur retrograd. Eventual împăcați anumite aspecte pe care nu le-ați înțeles, rediscutați anumite lucruri, deși s-ar putea acum să trebuiască să discutați mai des pentru că lucrurile se pot înțelege greșit, mai ales că e Mercur retrograd. E o chestiune de comunicare și interesant cum
intrăm și în această retrogradare. Ia să vedem, partea luminoasă a acestui eveniment este regele de cupe, ce frumos, și 10 de monede. Am zis că sunteți, v-ați creat stabilitate și unul și celălalt, în cazul în care acum începeți să vă adunați și să vă transformați, să vă adunați reușitele sau casele fiecăruia. Puteți să vă transformați, puteți să fiți o familie puternică, un cuplu puternic, da? 4 și 4 sunt doi încăpățânați care împreună sunt în stare să doboare lumea, da? Să crească până la acest grad de împărăteasă, de 10 de monede, puteți crea o abundență deosebită. Însă, trebuie să vă păstrați dragostea. Regele de cupe, asta înseamnă dragoste, limbajul dragostei. Trebuie să învățați să manifestați nu doar mândria, nu doar ambiția, nu doar stabilitatea, nu doar eu știu ce alte talente aveți, ci mai ales această iubire trebuie păstrată. În familie, în cazul în care sunteți gata căsătoriți, deja căsătoriți, sau ca să ajungeți în acel punct, trebuie să creșteți dragostea, eventual când veți simți multe emoții, să învățați să le păstrați în control, pentru că regele de cupe le ține în control, este maestru în felul în care își manifestă emoțiile. Partea de umbră, de ce trebuie să vă eliberați voi în această perioadă? Interesant ce a venit. A venit regina de băte, 5 de băte, nebunul și lumea. Lumea clar înseamnă un capitol care trebuie încheiat și este fain pentru că a venit în zona de umbră și în ceea ce am spus că trebuie să manifestați, să scrieți, să ardeți ce scrieți, da? Poveștile de care trebuie să vă manifestați, de această poveste trebuie să vă eliberați, pardon, ca să puteți să beneficiați de binele celelalte povești. Este un personaj, nu neapărat semn de foc, deși este posibil să aibă planete acolo marcante, regina de băte. O persoană pasională, dominatoare, foarte sexy, dar și foarte geloasă, cu 5 de băte, de spade. Cu 5 de spade a fost geloasă, eventual și invidioasă pe voi din niște motive, sau invidios că poate fi și bărbat. Marcaș puternic pe foc, marcaș, ca să nu zic musai semn de foc, marcaș puternic, berbec, leu, săgetător. Dar e o persoană cu 5 de spade care a creat niște jocuri mentale, v-a cam manipulat mental. Dar știți voi că toate lucrurile vin în beneficiul nostru dacă vrem să ne transformăm în bine. Situația asta v-a făcut mai puternici și v-a pregătit oarecum să pentru această posibilitate. V-a pregătit. Însă, pentru că voi v-ați obișnuit cu cineva sau cu o situație sau cu un stil de viață, trebuie să învățați să-l cunoașteți pe celălalt sau să o cunoașteți. Și aici aveți numai băte și spade. Aici aveți emoții, apă și pământ. Ceva ce se poate modela și se poate manifesta în practic. Vizibil, frumos, într-un mod strălucitor. Aici aveți lumină, da? Aici aveți umbră. E zona de-aia și folosesc cărțile astea că sunt mai malefice. Nu. Sunt mai dark și îmi plac. Dar le folosesc pentru a exprima o zonă de umbră a personalității noastre sau voastre. Nebunul. Iar e o nebunie. Cineva care riscă. Poate că ați riscat în această direcție cu regina de băte, unii dintre voi, regina sau rege, nu contează, cineva v-a sedus sau v-ați lăsat seduți sau ați încercat să aveți o aventură, pentru că asta e varianta sa negativă, vorbim de varianta negativă. Au existat niște jocuri mentale între voi, sau poate doar ei au făcut nou, stau să judec, există posibilitatea, ori una, ori alta, ori ambele, da? Însă, jocurile mentale, pasiunea asta dusă la exces, mândria iar, pentru că regina de băte, chiar dacă nu e un personaj, poate să fie mândria voastră, felul în care voi comunicați din mândrie să creați aceste jocuri mentale, dacă sunteți sinceri cu voi, evident. Eu nu vă acuz. Eu doar spun că poate aveți uneori în momentele voastre de nebuneală, da, nebunul, da, să vă purtați poate prea mândru, prea orgolioși, prea cuțitari, în sensul de cuvinte care dor,
să aveți tendința asta și atunci dacă este doar o latură a voastră, încheiați-o, puneți-i capăt. Dacă este un personaj, la fel, puneți-i capăt acestui personaj. Lumea înseamnă încheiere de capitol. Și vorbeam de luna plină, se încheie capitolul cu acest personaj, cu această situație. Poate să fie un proiect, iar, pentru că Regina de Băte poate, într-un fel sau altul, să fie și un proiect, dar în general e un personaj. Dar să zicem, în cazul în care nu-i personaj, este un proiect, un proiect care v-a creat conflicte, invidii. A fost un risc să vi-l asumați, nebunul. Da? Interesant că văd un creier. V-a stresat foarte mult. V-a stresat foarte mult. În această situație, personaj, ce-o fi fost? Încheiați acest capitol. Gata, l-am spus să închei. Hai să mai vedem ce ar mai putea să aducă luna plină pentru voi. Da, ia uite, încheiați acest capitol, rănile, ca să puteți manifesta altceva. Alte mesaje pentru primul număr. Odată. Oh. Ia uite, măi, 9 de spade, 10 și acum 9. Și faitunul, mergeți mai departe. Ia uite. Eliberați-vă, vindecați-vă și eliberați-vă de blocajele mentale, mergeți mai departe. Hai să vedem, 9 de spade încă. 2 ori. 3 ori. Uf, da, puneți capăt durerilor, bolilor, stresului, care nu este, și aici e o carte destul de gri, de întunecată, care nu vă ajută la nimic. Puneți capăt, încheiați capitolul 13, interesant că aveți iar, deci vă marchează clar numărul 13. Poate sunteți născuți într-o zi de 13. Interesant. Ia ce vreau să zic aici. Da. Asta așa, un plus de mesaj. În primul rând, cine v-a făcut stres, cum am zis mai devreme, personajul care v-a stresat, trebuie încheiat capitolul. Aveți moartea. Aveți moartea și 9 de spade. Încercați să vă reechilibrați viața, pentru că până acum a fost dezechilibrată 6 de monede. Și ca să vă reechilibrați, bine ar fi să începeți un nou proiect, să vă concentrați, poate ar fi bine chiar și în secret, să vă concentrați să manifestați acest spor, eventual colaborare cu altcineva puternic, care este creativ, care este de altă factură, stabilă, emoțională. Mândria este bună, dar orgoliu nu. E o diferență între a fi mândru și a fi orgolios. Alegeți-vă cu grijă viitorii parteneri, că vorbim de balanță, de parteneriat aici, de o balanță. Și ca să puteți să faceți alegerea corectă, trebuie să puneți capăt trecutului, care v-a dat mari dureri de cap și poate chiar și probleme fizice unora dintre voi. Să transformați casa scorpionului. Posibil a fost o pasiune, pentru că vorbim de sex, de bani, de nevoie de bani, de eu știu ce. A fost o casă foarte casă, o situație intensă aceasta care trebuie lăsată în urmă. Însă, vă puteți echilibra, puteți să redresați balanța. Însă, aveți grijă să nu dați în două direcții. Să nu păstrați legătura cu acest trecut și să vă concentrați pe ceva nou, în secret. Eventual, pentru unii că aveți regele de cupe și marea preoteasă, există cineva cu un marcaj în semn de apă, peștera, scorpion, marcaj, care vă poate ajuta să vă echilibrați. Ideea este că acest as de monede se poate manifesta destul de repede prin valetul de monede. Nu este o chestiune chiar de viitor îndepărtat. Se poate manifesta destul de rapid. Dacă știți să faceți pașii necesari. Dacă învățați să cunoașteți, dați telefon. Apropo de comunicare, valetul de monede înseamnă comunicare cu telefonul, prin, deci practică, da?
Dacă știi să oferi, să faci schimb, nu doar de idei, nu doar de emoții, ci și de daruri, să dăruiți, învățați să vă cunoașteți nevoile, să vorbiți limbajul dragostei înseamnă și ofertă emoțională, practică. Și asta a fost un plus, iar așa se pare că au simțit cărțile nevoia să arate că posibil regina de bâte care a apărut mai devreme apare aici sub forma de 5 de bâte. Cineva va încerca să se bată cu voi, să se... nu, vorba bine. Eventual să vă manipuleze emoțional și să vă readucă acele răni din trecut. Puneți capăt. Puneți capăt acestor lucruri. Pentru că apare 5 de bâte. 5 de bâte, cineva care se luptă cu voi, eventual să vă blocheze sau să vă îngreuneze, încetinească această nouă manifestare, această abundență și dragoste care ar trebui să se manifeste la un moment dat. Dar aici este eliberarea. Eliberarea. Cavalerul de cupe lângă 5 de bâte și 3 de spade poate să fie un manipulator emoțional și cred că ține de acest personaj pentru că am văzut acolo și 5 de spade, nu doar 5 de bâte. Însă, dacă lăsați să vină acest personaj, iar vă aduce dezamăgire. Concentrați-vă pe oamenii care vă aduc stabilitate. Interesant să opri la asul de spade și la stea. Încercați să vă găsiți calea, să vă găsiți destinul, dar trebuie să faceți dreptate în viața voastră și asta înseamnă dreptate și eliberarea de cei care v-au ținut într-o vibrație nedreaptă sau negativă. Da, iar apare un semn de foc care v-a ținut în așteptare sau care v-a îndepărtat oarecum prin diferite metode personale, poate nici n-a conștientizat, v-a îndepărtat de ei. Sau chiar dacă nu e semn de foc, cineva care a încercat să vă controleze, cred că e personajul de aici. Repet, nu e obligatoriu să fie semn de foc. Hai să mai clarificăm o dată. O dată, de două ori, de trei ori. Una, două, trei. Magicianul interesant și nouă de spade. Acest magician, cineva, am zis că cineva v-a jonglat, v-a manipulat, v-a creat dureri de cap, v-a întristat, v-a îmbolnăvit. Mare grijă, mare grijă. O, ce frumos! Deci momentul în care puneți capăt acestui trecut, puteți să manifestați ceva nou. Vedeți, dragii mei? Ia. Vedeți, îl vedeți? Soarele aici. Soarele aici. Ia uite ce frumos. Unde pun mai? Da? Deci după moarte apare renașterea, apare învierea, trezirea, soarele. Și revin la primul mesaj pe care am spus, dacă cineva a pierdut un copil, are șansa să aibă încă unul. Regele de monede, puteți să aveți spor, stabilitate, spor financiar, stabilitate financiară. Regele de monede, mama, 44, cei doi oameni puternici care pot crea o relație puternică, stabilă și emoțională. Doi de spade, eremitul și nouă de cupe. Însă, trebuie să decideți. Ce faceți? Stați în întuneric, întunericul în care ați fost ținuți de cineva și bâșbâiți după lumină? Sau puneți capăt? Să o puneți capăt și manifestați trezirea. Faptul, până nu,
ce mai simt să mai transmit. Și vedeți cum rezonează cu viața voastră. Eu simt că v-ați blocat acest potențial, acest proiect sau relație de lungă durată sau ceva nou, durabil, care se poate manifesta anul acesta. L-ați blocat pentru că ați fost în acea poveste despre care am vorbit mai devreme, pentru că nu ați ales din intuiție. Și acest blocaj poate să reprezinte chiar vibrația persoanei lângă care ați stat sau situației respective. E o carte închisă, e o carte de umbră. Și simt că această umbră v-a ținut departe de lumină, de potențialul pe care îl puteți manifesta de acum încolo. Dar, evident, și aceasta este o lecție spirituală. Interesant că e o poziție a fecioară pești. Amândouă sunt cărți foarte spirituale. Amândoi caută lumina. Unul pe pământ, prin frig, prin ceață, prin întuneric, celălalt prin căi astrale. Ideea este că trebuie să învățați în această lecție. Repet, puneți capăt trecutului și puteți să manifestați soare, stabilitate, ceva nou și tot ce v-ați dorit cu 9 de cupe. Și în momentul când am vorbit că puteți să dați un telefon ca să începe să manifestați acest as de monede, un telefon, un dar, ceva, să faceți gestul acesta de limbaj, vorbiți limbajul dragostei, da? Faceți gestul, oferiți ceva ca să aduceți lumina, aceasta este 9 de cupe, să aduceți bucurie. Este un personaj foarte puternic cu care puteți să faceți ceva special. Variază de la om la om. Nu știu cine e acest personaj. Nu mai vreau să dau zodii. Că e mama copiilor voștri, că e viitoarea mamă sau... Iar poate să varieze. Poate nu e mamă. Poate este un personaj foarte puternic, blând, în principiu blând, generos, care se străduie să-și păstreze puritatea, vibrația înaltă. Dar am zis, în tot ce puteți să construiți din punct de vedere practic, păstrați-vă și dragostea aceasta, păstrați-vă și exprimați-vă dragostea. Sper că e suficient și sper că a fost de folos pentru cei care ați ales acest număr și ați ascultat. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa! Ok, dragii mei, haideți să vorbim despre numărul 2, cei care ați ales Phoenix-ul, care vreți să renașteți, care sunteți conștienți de forța voastră de a renaște și este minunat că sunteți conștienți de așa ceva. Este minunat. Haideți să vedem, ia uite, 2 de spade, trebuie să blocați ceva sau nu vorbiți cu cineva, nu comunicați cu cineva, posibil nu comunicați cu cineva. Care vă place totuși că am văzut 9 de cupe. Deci, zona de umbră, zona de lumină a acestui moment. Mesaje de la îngeri. Destul de multe ați primit. Ați primit, dragii mei, fiți autentici. Fiți autentici. Primiți dragoste. Primiți dragoste cu apreciere. Sau primiți orice cu dragoste și apreciere și întoarceți-vă la ceea ce iubiți. Te rog, Mura, să mă las să termine talarea. Energia generală pentru cei care ați ales Phoenix-ul este... Ia, asta e bețișorul meu. Energia generală este 6 de pământ și 8 de pământ. Am în 2 semne de pământ. În ce sens? Că sunteți conștienți că trebuie să munciți. Însă aveți de ales între a munci pentru sistem, asta pentru cine are urechi de auzit și înțelege,
Am muncit în lanțuri, casa șasea muncii a Fecioarei, nu vorbesc de Zodia Fecioarei, vorbesc de ce înseamnă casa șasea muncii de zi cu zi, a sănătății. Dacă munciți prea mult, vă obosiți, vă consumați energia pentru alte lucruri. Nu mai aveți energie să vă implicați în parteneriate și în transformarea voastră. Aveți grijă cât munciți în acest sistem, în aceste contracte și relații karmice. Cred că trebuie să alegeți. Că zice, fii autentic și întoarce-te la ceea ce iubești. Deci să fii autentic, aici clar personajul nu are cum să fie autentic, pentru că e în lanțuri, se păcălește, are impresia că are bogăție, dar de fapt este dependent de aceste lanțuri de sistem, da? Și atunci, fiți autentici, întoarceți-vă la ceea ce iubiți și manifestați ce 8 de monede. 8 de monede se transformă prin muncă, dar este o muncă care îl aduce mai aproape de nouă, de independență, de autenticitate, de starea de preîmpărăteasă. Ea este altceva, după cum vedeți, este independent, are un toiag, are un glob, strălucește, are chiar o coroană. În ce sens? Începe să vadă alte lucruri cu alți ochi viața, pentru că se transformă. Și pentru asta trebuie să fiți autentici. Dar cred că trebuie să alegeți, să vedem ce alte cărți mai apară. Dar, până una alta, tot ceea ce primiți în viață, primiți cu dragoste și apreciere. Vedem cum se leagă. Poate sunt mesaje separate, poate se leagă între ele. Vedem. Partea de lumină a acestei acestui moment de lună plină este, interesant, împărăteasa, 5 de monede împărăteasa, asul de băte și 10 de băte. Iar vorbeam de transformare prin muncă, 8 de monede care ne duce către 9. Și nu doar către nouă, care înseamnă preîmpărăteasă și ea că a venit împărăteasă. A venit împărăteasă. Vedeți? Dar interesant e că apare și 5 de monede. 5 de monede care înseamnă lipsuri financiare, probleme. Și în cuplu, și în familie, și în sănătate. Că sunt doi oameni care se țin de mână amândoi pe o cârjă. Da? Probleme în cuplu, relaționale cu anumite persoane și care, dacă nu se înțeleg corect, dacă nu faceți eliberările necesare, se vor manifesta în continuare. De frica sărăciei, acceptați contracte. De frica sărăciei sau a problemelor sau a eu știu ce datoriilor, acceptați să fiți sclav în sistem în loc să manifestați această încredere că puteți să creșteți, să vă transformați 8 de monede, să fiți voi autentici împărați, împărătese. Dar pentru asta trebuie să aveți încredere, să luați inițiativă și să vă asumați responsabilitatea 10 de bute. Ah, interesant! Asta, deci rămâne mesajul cum le-am spus. Însă, foarte interesant este că 10 de bute a venit invers. A venit invers. 10 de bâte în poziție normală înseamnă responsabilități într-adevăr, care le văd foarte mult manifestate aici, în 6 de monede și 5 de monede. În acest sistem și în aceste lanțuri care vă obosesc, vă țin departe de ceea ce sunteți, de fiți autentici, de ceea ce iubiți, înapoi la ceea ce iubești. Reevaluează-ți, dragă ascultătorule, dorințele ca să poți să renaști, ca să poți să te ridici din cenușă, ca să poți să zbori. Pentru că, dragule ascultătorule, ascultătoare, nu poți să zbori dacă ești în lanțuri. Și atunci, uite ce frumos, la fi autentic, parcă cineva se aruncă, nu? Se aruncă, are încredere, e autentic, știe că poate să se transforme, are încredere, am zis. Are pasiune, întoarce-te la ceea ce iubești. La ceea ce te face pe tine plin de chef de viață, de idei, da? Și uite, așa vei ajunge împărat, împărăteasă. De fapt, și ca bărbat poți să manifesti împărăteasa. E Venus, e o stare de grație,
Nu doar estetică, dragii mei, nu. Este un personaj nobil, generos, protector, ca o mamă. Deci, iar cred că se împart aceste cărți. Deci, dacă ați avut lipsurile acestea despre care am vorbit și responsabilitățile astea, interesant este că au venit invers. Deci, partea de lumină ar fi să vă eliberați de aceste responsabilități. Și să aveți încredere că puteți crește și depăși aceste probleme financiare. Sunteți mai presus de ele. Asta e partea de lumină. Însă, de ce au venit în lumină problemele? Pentru că au fost o lecție. Și trebuie să învățați din lecția asta. Așa simt eu. Haideți să vedem partea de umbră. Aha, interesant. Cavalerul de cupe. Regina de cupe. 7 de cupe, dragii mei, și 10 de monede. Pe de-o parte, am senzația că sunt două. Primul mesaj, am senzația că sunteți voi foarte sensibili. Cavalerul de cupe și regina de cupe, unii dintre voi aveți o sensibilitate care, eventual, fiind în zona de umbră, vă îndepărtează de această bătă a autenticitate, încredere în ceea ce puteți să fiți voi. Sunteți prea sensibili unii dintre voi și eventual nu arătați. Acceptați stări de compromis, dar e 6 de monede totuși. Acceptați lanțuri din prea multă dragoste. Oho, interesant cum vine mesajul. Și uite așa ajunge să plângeți în acest 10 de monede, în această stare de echilibru financiar pe care îl puteți accepta din niște motive. Poate să fie familie, poate să fie job, nevoia de bani, am zis. Dar am zis că putem crește, putem să ne găsim stabilitatea într-o altă direcție. Da? Trebuie să-ți asumi riscul, într-adevăr. Însă merită. E 8 de monede. Adică transformare prin munca ta, e casa scorpionului. Apropo de Phoenix, da? Casa scorpionului, bani, sex, dar transformare. Nu vorbim deocamdată despre sex, dar posibil. E interesant cum vine mesajul. Posibil să fie și o pasiune pentru cineva. Care este. Cineva să aibă pasiune pentru voi sau voi să aveți pasiune pentru această împărăteasă și să simțiți că nu aveți suficienți bani și nu puteți manifesta această pasiune. Însă, interesant, dacă renunțați la responsabilitățile astea, a venit cartea inversă, dacă renunțați la ele și aveți încredere că puteți cuceri această împărăteasă, depășiți și starea de sărăcie și de lipsuri. Sunteți, și asta e interesant că pentru asta trebuie să fiți autentici. Haideți să vedem în continuare la ce trebuie să vă eliberați. De acest job, de această relație, e starea de umbră, da? 10 de monede, care va duce lacrimi, cu nu, confuzie, greșesc, 7 de cupe. Voi credeți că aveți multe opțiuni dacă sunteți în sistem? Voi credeți că aveți multe opțiuni să găsiți această stare de stabilitate? Însă, e ceva. Ori e un personaj în viața voastră, foarte posibil și asta, în cazul în care nu vă reprezintă pe voi, dar sunt convinsă că e și una și alta, și starea voastră și alt personaj. Pe de-o parte, aveți dragoste pentru cineva. Ați plâns pentru cineva, ați sperat. Ați sperat că veți fi împreună cu cineva și v-ați legat într-un fel sau altul. V-ați legat aripile. Trebuie să renașteți. Da? Trebuie să renașteți în această pasiune, în această dragoste. Și să știți că dacă o ardeți acum, o scrieți și o ardeți, că vorbim de cenușă de ardere, de lună plină, pentru că nu-i timpul, sau nu sunt condițiile necesare, se poate manifesta, dacă este voia divină, sub o altă formă, într-un alt
moment. Peste câteva luni, peste un an, cine știe când. Dar acum acest personaj, această dragoste rămâne de văzut cine ar putea să fie în viața voastră. Trebuie să vă eliberați de acest personaj pentru că vă creează confuzii. Ori voi visați că veți fi împreună, poate nu-i de apă, poate semn de pământ și voi sunteți semne de apă. Poate voi sunteți semne de apă și visați la acest semn de pământ că va fi bine. Pentru că aveți mult pământ. Energia generală, 6 de monede și 8 de monede. Și aici e 10 de monede. Vedeți, analizați-vă viața. Dacă e un semn de pământ la care visați, sau o relație sau un job, eliberați-vă de acest vis. Vă consumă prea multe emoții. Prea multe emoții. Vă consumă multe emoții. Multă apă. Și repet, pot să fie ambele. Și un personaj și o stare a voastră. Reevaluați-vă dorințe, nu vă lăsați, interesant, nu vă lăsați influențați de nevoia de stabilitate, nu vă lăsați influențați de cine știe ce visuri, că acolo va fi mai bine, pentru că acele așa zise opțiuni vă pot lega, vă pot tăia aripile, eventual, curățați-vă, interesant cum vine mesajul, curățați-vă emoțional, aveți? Pentru că în zona de umbră, unii dintre voi poate oferiți prea multe emoții cui nu trebuie. Și aici este latura de lumină. Învățați să fiți mai combativi, să inițiați proiecte și să fiți într-o postură care impune respect împărăteasa. Și eventual, când veți crește, că veți crește, cum am spus mai devreme, dacă alegeți calea cea bună, când veți crește, acest 5 de monede înseamnă că nu veți uita că ați fost săraci, nu veți uita că ați fost în lipsuri și veți manifesta varianta superioară a împărătesei care este generoasă cu cei săraci, da? Protectoare cu cei în nevoie. Hai să vedem ce alte cărți mai vin. Ok. Numărul 2. O dată. Ia uite. Iar țineți la o familie, la ceva. Țineți prea mult la ce 10 de monede. Îndepărtați-vă, eliberați-vă. Țineți de 4. Sau poate să fie și invers. O dată. De 2 ori. Trei ori. Ok. Hai să vedem. Nouă de monede. Dacă vă eliberați de 10, treceți în 9. Asta e bine. 8 de cupe. Judecata. Turnul. 4 de monede. Wow, ce frumos vine! Și 8 de spade, cred că e doar teama voastră că nu va fi, dar va fi, că nu puteți manifesta. Da, frumos! Iar apare 8 de monede. Mai, puteți să munciți pentru destinul vostru, steaua și 8 de monede. Puteți să munciți cu răbdare, cu tenacitate, cavalerul de monede, steaua și 8 de monede. Puteți să munciți să vă transformați viața, dar trebuie să renunțați la niște blocaje, la niște dureri. Și eventual un stres creat de această obsesie pentru stabilitate a unora dintre voi, poate este cineva care are această obsesie și vă influențează, chiar dacă nu sunteți voi.
Dar dacă renunțați la aceste lanțuri, la acele confuzii, eu zic că puteți să vă transformați viața. 9 de monede. Învățați să fiți autentici în independență. Am vorbit de împărăteasă, de preîmpărăteasă mai devreme, da? 8 merge către 9, iaca apare. 8 merge către 9, de la 9 ajungi la regină, la toate reginele și apoi la împărăteasă, da? Trebuie să ieșiți din colivie. În colivie sunteți în lanțuri, dragii mei. Ieșiți din colivie. Care o fi colivia asta, iar variază. Poate să fie o colivie emoțională, pentru că apare multe emoții în umbră. Aveți tendința să vă faceți iluzii că acolo va fi bine, că nu știu ce. Fiți mai, nu neapărat rațional, mai practici. Și reevaluați-vă, nu vă lăsați influențați emoțional de unii și de alții. Reevaluați-vă dorințele. Puteți să primiți orice cu apreciere, dar uneori poți să primești mai puțin, dar să știi că ești pe drumul care te duce către tine, către cine ești tu, autentic, nu către o stare de sclavie. Dar ca să ajungi să fii 9 de monede, trebuie să lași în urmă cupele goale, interesant, iar emoție, transformare emoțională, clar. Regina de cupe, cavalerul de cupe, au și tendința să fie ori prea manipulator, ori prea se manipulează pe ei înșiși prin această stare de confuzie. Prea romantici, prea visători. Vedeți cum se adaptează la voi. V-ați făcut iluzii într-o familie, apare 10 de monede, ați avut iluzii referitor la niște tradiții. Variază. Vedeți cum rezonează cu voi, din câte am zis. Deci trebuie să renașteți clar pe această judecată. Judecați corect. Cum reevaluați-vă, judecați-vă dorințele. Nu mai permiteți ca sufletul vostru să fie influențat emoțional, iar e opt, iar e transformare. Să fie influențat de alții. Ieșiți din colivie, ieșiți dintr-o gândire și dintr-un stil de viață cu care poate v-ați obișnuit, ați crezut că vă găsiți stabilitatea, ieșiți și găsiți-vă independența, dragii mei. Independență, preîmpărăteasă, împărăteasă, autenticitate, da? Transformați-vă radical viața. E transformare. Lăsați acest turn, această trezire să se producă. Pentru că vă aduce, ia uite ce frumos, vă aduce 4 de monede, de bâte, pardon, și îndrăgostiții. Vă aduce un suflet pereche, care pe măsura voastră, care vă dă aripi, apropo de aripi, care vă scoate din cenușă, vă pune în lumină, în starea de împărăteasă, de preîmpărăteasă. Dar și voi trebuie să căutați această cale, înțelegeți? Apare și 8 de spade iar și faetonul. Posibil iar este o neîncredere că puteți să mergeți faetonul către steaua pe care am văzut-o mai departe, mai devreme, către destinul vostru, steaua, să fiți autentici. Asta înseamnă să fii autentic. N-aveți eu chestie de neîncredere, de aia vi se zice lumina, partea de lumină, să aveți încredere, inițiați sau inițiați-vă într-o nouă direcție. Interpretați și voi din câte am spus ce trebuie ca să vă fie cu folos această etalare. Eventual există cineva. Interesant. Există cineva care este obsedat, obsedată să vină înspre voi, faetonul, și să manifeste această uniune cu voi. Dar ca să se manifeste această încredere în viața lor, trebuie să o manifestați și în viața voastră, de aia și voi trebuie să vă eliberați. Ia uite, 9 de cupe, îndrăgostiți iar, mai nu se poate. 9 de cupe și îndrăgostiți. Ia uite.
Trebuie să alegeți între tradiții sau viața voastră autentică. Trebuie să lăsați familia în spate ca să vă puteți bucura de o dragoste care vă va umple sufletul. Mâna, te rog, așteaptă. Hai să clarificăm. Numărul 2. Clarificăm cărțile. 5 de cupe, 8 de cupe, 2 de monede, iar regele de monede l-am văzut, iar faetonul a apărut și aici. Faetonul, eremitul, cavalerul de bâte. Wow! Deci a doua oară când apare 4 de bâte. Ia uite și stea, nu se poate. Am zis că merge faetonul către stea. Fantastic! Iar semn de aer pentru cineva. Cineva, doamna obligatoriu, cineva vrea victorie cu voi, clar. Dar, pentru asta, dragii mei, dragii mei, dragi, lăsați aceste lacrimi. Lăsați regretele, lacrimile, acest cavaler de cupe și regina de cupe poate să fie, am zis, stare emoțională negativă. Regretați ceva, plângeți că n-a ieșit, că ați visat, că ați avut confuzii, eliberați-vă, gata. Că au jonglat, că v-au jonglat, că ceva n-a mers, a fost între două persoane. Eliberați-vă emoțional. Poate că și voi, într-un fel, ați manifestat acest jongleur într-o formă sau alta. Și întotdeauna așa se întâmplă. Regăsiți-vă stabilitatea, învățați lecția, judecați către stabilitatea voastră. Judecați sau renașteți către stabilitate. Lăsați turnul să se dărâme ca să găsiți lumina în întuneric, să vă transformați viața. Și va veni cineva, măi, deci va veni cineva cu multă pasiune, care vă vede sufletul vostru pereche îndrăgostit și 4 de bâte de două ori. Îndrăgostiții, ați văzut mai devreme, am vorbit de stea, a apărut steaua, a fost cât pe ce să zic că e un semn de aer care vrea să vină înspre voi, a apărut semnul de aer și dacă nu e semn de aer, musai, cineva care vrea victorie. Vrea victorie. Cineva care vă este destinat, măi. Și se vede aici, într-o formă sau alta. Vă scoate din această stare de lipsă, lipsă emoțională, de pasiune, de multe. Dacă și voi vă implicați în transformarea voastră, reveniți la mesajul inițial. Dacă și voi vă implicați. Așa simt, dacă vă întoarceți la ceea ce iubiți, la cine sunteți, iubiți-vă, cum zice legea, aproapele ca pe voi înșivă, dar trebuie să vă iubiți pe voi. Când stați în lanțuri, nu vă mai uiți, dragii mei. Și degeaba ați ales acest Phoenix. Pentru că știți că trebuie să vă transformați și aveți această putere. Să renașteți. Uite, turnul, transformarea. Și către ce duce, dragii mei? Vedeți, da? 4 de bâte, îndrăgostiții, 8 de spade, faetonul. Cavalerul de bâte, 4 de bâte, steaua, asul de spade. Mai, mai, mai. Super mișto. Cam atât deocamdată. Ordonați mesajele și vedeți cum le așezați în viața voastră. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa! Ok, am ajuns și la numărul 3. Haideți să vedem ce mesaj aveți. Am zis că aici facem partea de umbră, partea de lumină. Dar, mesaje de la îngeri. Întoarceți-vă inima către lumină. Practicați compasiunea și romanță. Dar să nu uit, în momentul în care am apărut romanța, am văzut și uniunea inimilor. Se va întâmpla această uniune a inimilor. În momentul în care vă întoarceți această privire către lumină și învățați să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă nouă, zice fresh, o perspectivă nouă. Trebuie să ieșiți din felul în care vedeți lucrurile ca să puteți manifesta această romanță. Și probabil că aveți un fel prea rațional, unii dintre voi, poate prea sumbru, poate prea practic, trebuie să vă întoarceți inima către lumină ca să se manifeste romanța. Și ce am mai văzut eu? Trebuie să iertați pe cineva, oh, ce frumos, să iertați pe cineva ca să se manifeste o nouă dragoste. Energia generală, 9 de apă, ce frumos. Cu o fi semn de apă, voi, altcineva, mai mult sau mai puțin,
Poate să fie, dar în primul rând sunt binecuvântări. O, ce frumos! Aer și apă pentru unii dintre voi. Dar energia generală zice, echilibrați-vă mintea și corpul, da? Și în momentul în care vă echilibrați mintea și corpul și vă mutați, uite ce frumos, vă mutați privirea, inima, către lumină. Personajul acesta, una din cărțile mele preferate, se uită în sus, în lumină, fața e în lumină, aici la fel, fața e în lumină și cu sufletul, iau de, și-a pus mâna pe inimă, la fel. Ia uite, inimă, ia uite, e interesant și aici tot așa și-a pus mâna pe inimă. Măi, puneți-vă mâna pe inimă și gândiți, simțiți, de fapt, gândiți cu inima, știți care neuron inima. Sper să nu se deconecteze. Deci gândiți cu inima ca să simțiți lumina, să simțiți, să puteți să primiți dragostea asta pe care o așteptați, pentru că dacă sunteți în rațiune, dacă gândiți totul la modul practic, semn de aer sau de pământ, aer în mod special, semn de... Da, evident s-a întrerupt, începem să simțim efectele lui Mercur retrograd, chiar dacă n-a intrat, dar suntem în perioada de umbră. Spuneam că ambele imagini interesant, că au venit la voi, reprezintă un personaj feminin cu mâna pe inimă și cu fața întinsă către lumină. Mesajul este clar. Întoarceți-vă inima către lumină. În primul rând este latura voastră, că este valabil și pentru bărbați, latura voastră feminină. Fiți receptivi la binecuvântările care vin și în momentul în care veți fi receptivi, veți avea parte de această romanță, care și este învăluită în lumină. Și schimbarea de perspectivă se face în momentul în care începeți să aveți compasiune față de voi și de cei din jurul vostru. Să schimbați felul în care gândiți. Am mai zis-o și o repet, mai ales că nu mai știu exact ce am formulat înainte să se întrerupă prezentarea. 9 de apă este o stare de extaz, de emotivitate, de sensibilitate și, în primul rând, de, cel puțin această poză de trezire. Trezire la o nouă conștiință, se deschide al treilea ochi. Vedeți ce superb e? Se deschide al treilea ochi și vă lăsați oarecum în voia divinității și înțelegeți cu compasiune față de voi și de toată lumea că nu aveți altă șansă să puteți manifesta această romanță decât dacă intrați în această vibrație. Și ca să pășiți mai aproape către această stare, trebuie să vă echilibrați mintea și corpul. Dar să nu rămâneți doar în ele, doar în fizic sau doar în mental. Trebuie să le țineți în echilibru. Altfel, interesant, aici sunt două măști. Dacă rămâneți doar într-una sau doar în amândouă și mai puțin în această stare de mulțumire emoțională și spirituală și conștiință că sunteți protejați și ghidați subtil, dacă nu intrați pe această cale și rămâneți doar în fizic sau doar în mental, manifestați cele două măști. Două măști, două iluzii. Iluzia fizică și iluzia mentală. Evident că pentru unii dintre voi să fiți ori semn de aer în relație cu un semn de apă sau nu neapărat semn, cineva cu marcaj puternic în aer și marcaj puternic în apă. E o combinație provocatoare, misterioasă, dar care poate să meargă. Poate să meargă. Sau semn de apă în relație cu un semn de aer. Repet, ascendent, nu neapărat soare, lună, Venus, ce ar putea să mai fie. Am spus că în această etalare vorbim despre ce aveți de eliberat, pentru că la lună plină se fac eliberările și apoi se manifestă gratitudinea, mulțumirea pentru ce am reușit să realizăm. Luna plină este un moment de voie bună, de lumină, de lumină maximă, lumină feminină. Interesant este ca și când... Lăsați-vă învăluiți în lumina lunii pline. Și eventual faceți acolo un pic de meditație. Și veți vedea, după ce faceți meditația, echilibru fizic și mental, ridicați-vă privirea către lumina, către lună.
și lăsați-vă îmbrățișați. Și veți simți ceva special, sunt foarte convinsă, foarte convinsă. Veți înțelege de fapt și priviți cu mâna pe inimă și sunt convinsă că veți primi un mesaj subtil. Dar ieșiți din minte și ascultați-l cu inimă. Partea luminoasă a acestui moment este, ia uite, iar semn de aer. Regele de spade, regele de spade. Ce interesant la acest rege este că are două spade. Are o altă alternativă de exprimare, dar rămâne de văzut pentru că care o alegeți, pentru că spadele pot să taie, pot să rănească, dar pot să și vindece. Rămâne de văzut ce veți alege voi dacă vreți să vă bucurați această romanță. În plus, cele două spade în acest moment, pentru mine, îmi transmit gândul și cuvântul. Amândouă trebuie să fie în armonie. Dacă gândiți într-un fel și exprimați altceva, nu o să iasă treaba. Și apoi, iar niște chestiuni care țin de manifestare. Următorul pas, gândul, cuvântul și practica. Interesant cum n-au venit tocmai la această etalare, da? Valetul, Jack of Pentacles. Valetul de monede. Trebuie să puneți în practică ceea ce spuneți. Degeaba spuneți cuiva sau vouă înșivă că vă doriți o romanță, că vă doriți dragoste, dacă nu faceți și pașii necesari. Și ce înseamnă valetul de monede? Înseamnă o ofertă, un telefon, un cadou, un gest practic. De-aia ce fiți între, e frumos cum vine mesajul între minte, minte, spade și trup, monede. Puneți în practică ceea ce gândiți. După ce vă echilibrați și învățați să aveți o nouă viziune, o nouă, zice, fresh perspective, să vedeți cu al treilea ochi lucrurile dintr-o nouă perspectivă și romanța asta se va manifesta cât de curând, într-o formă sau alta, cu cineva, poate știți deja persoana, poate nu știți. Asta este zona de, lumină, scuzați-mă, acestui moment de lună plină. Zona de umbră. De ce trebuie să vă eliberați? 5 de monede, împărăteasa, regina, nu, cavalerul de spade, și iar monede, asul de monede. Iar monede și spade, dar sub o altă formă. Aici este în lumină, aici este în umbră. Asul de monede îmi transmite faptul că ați vrut să deschideți acest portal către dragoste, să intrați într-o nouă lume, eventual într-o nouă relație cu cineva. Însă cavalerul de spade îmi spune că v-ați grăbit, dragii mei, mai ales dacă aveți aspecte puternice în semne de aer sau de foc. V-ați grăbit, posibil pentru unii, pentru că nu degeaba a venit mesajul, echilibrați-vă mintea și corpul, ceea ce spuneți și gândiți și puneți în practică. Posibil că nu ați comunicat, cavalerul comunică. Dar pentru că este în umbră și în general, dacă era în lumină, era o comunicare corectă. Dar faptul că e în umbră, nu ați comunicat corect ceva. Ori nu ați spus toate intențiile, toate planurile, toate emoțiile, pentru că se pare că cineva din această poveste are o tendință de a fi prea mental și prea pragmatic. Acum, dacă voi sunteți acest personaj și vă recunoașteți, scrieți pe hârtie și ardeți acea hârtie, eliberați-vă de această tendință să vă grăbiți, să nu spuneți corect intențiile, în primul rând față de univers și apoi față de personajul pe care vă doriți, dacă îl cunoașteți, da? Să-l atrageți. Ați vrut creștere cu această împărăteasă. S-ar putea unii dintre voi să fi dorit o femeie sau bărbat de o valoare excepțională, de care v-ați îndrăgostit, este romanță, da? Și totuși ceva nu ați manifestat corect. Aveți 5 de monede.
V-ați însingurat unul de celălalt, v-ați separat. Știți, este acea carte în care cei doi umblă prin frig împreună. Ori n-ați comunicat corect, ori ceva s-a... o problemă a apărut în această relație. N-ați putut manifesta varianta ei frumoasă, romanță. Ați manifestat dezamăgirea, problemele de cuplu, karma, starea de lipsă. V-ați văzut lipsurile și nu plusurile. Din cauza că unul dintre voi, cel care trebuie să se echilibreze și să se întoarcă către lumină, am senzația că s-a grăbit. Și atunci, învățați să scrieți pe hârtie și să vă eliberați. Nu doar la această lună plină, la mai multe. Faceți periodic această eliberare. Scrieți și ardeți. Că vorbim de spade, înseamnă și scriere. Scrieți și ardeți ca să vă eliberați această tendință. Poate unii aveți tendința de a vă arunca în relații și a nu apuca să le dezvoltați pentru că intrați în probleme. Sau în momentul în care începe ceva să se dezvolte frumos, apare acest blocaj al celor 5 monede. Adică, probleme financiare, dar nu prea aș spune că sunt financiare, sunt, repet, din cauza că nu gândiți în, nu vedeți partea plină a paharului, vedeți partea goală a paharului. Oricum, de aceste lucruri trebuie să vă eliberați. În cazul în care nu simțiți că sunteți voi, deși clar că aveți și voi acest lucru de făcut, și este altcineva care s-a purtat așa față de voi, puneți persoana, iertați, puneți pe listă și ardeți, eliberați-vă. Lăsați această situație, această poveste în faza aceasta incipientă și dacă Dumnezeu vrea să vă mai întâlniți, să manifestați în alte condiții, vor fi create alte condiții. Dar până una alta trebuie să vă eliberați de această situație. Această împărăteasă poate să fie și o situație cu mama. Niște conflicte verbale, niște probleme financiare. Poate ați așteptat ceva, un ajutor, 5 de monede, ați așteptat un ajutor de la cineva 5 și cu 1, 6 și nu a venit și chestia asta v-a îngreunat manifestarea pentru că ați rămas în așteptare în loc să vă concentrați, sper că înțelegeți ce zic, să vă concentrați pe acțiune, pe deschiderea față de posibilități, nu pe stagnare. Pentru că atunci când așteptăm, stăm. Nu e bine să așteptăm. Trebuie așteptarea să fie activă. Sper că înțelegeți. Sper că înțelegeți. Cu fi semn de aer, cu fi semn de pământ. De cine trebuie să vă eliberați, iar variază. Că aveți semn de pământ de două ori, aveți semn de aer, chiar personaj, și aveți și împărăteasa, balanță sau taur. Și una și alta, aer sau pământ. Sau cineva acolo cu un marcaj puternic. Și revin iar la minte și corp. Balanță sau taur. Prea materialist sau prea mental. Găsiți-vă în primul și în primul rând nouă de cupe de apă, bucuria în voi, prin voi. Deschideți-vă inima. Da, vedeți aici e inima. Vedeți? Și apoi veți manifesta această dragoste, romanță. 25, 15, 36, să vă spună ceva. Haideți să vedem ce alte cărți mai apar. Hai să mai vedem. Oh, 2 de monede. Jonglați, iar trebuie să vă găsiți echilibru. Jonglați între două idei. Steaua. Steaua este cea care vă luminează, este destinul, dar dacă nu sunteți deschiși, dacă nu vă întoarceți privirea către lumină, n-aveți cum să o vedeți. Pentru că sunteți prea prinși între aceste două lucruri. Între ceea ce gândiți și ceea ce vreți să puneți în practică. Iar e o dualitate, dar prea îndepărtată de emoții. Emoții sunt și aici și aici. Și de...
de o trezire pe care trebuie să o, prin care trebuie să treceți. Și când zic trezire, mă refer la schimbare de perspectivă, la deschiderea celui de-al treilea ochi, la capacitatea voastră de a vă bucura și de altfel de lucru, nu doar de lucru trupești sau, nu știu, concepte. Numărul 3, ce are de manifestat? De aflat despre această lună plină. Asul de bâte. Interesant. O nouă pasiune, o romanță. Dar apare și 5 de spade, iar jocurile mentale. Calmați-vă. Regele de monede. Apropo, cred că la toată lumea regele de monede. Împărăteasa iar. Am mai văzut-o și aici. Interesant. De care trebuie să vă eliberați? Ciudat. Puterea. Wow! Asul de cupe. Moartea. Uai! Și regele de cupe. Cineva clar cu marcaj în scorpion. Pești sau rac. Marcaj, am zis. Magicianul. Wow, ce cărți. Și doi de cupe. Da. Ca să nu mai continuă, că dacă mai continuă, ia uite și justiția. Uite, așa se face justiție în viața voastră, pe care am mai văzut în timp ce am amestecat. Poate că sunteți marcați această balanță într-un fel sau altul dintre voi. Aveți acolo planete. Gata, nu mai. Ia uite, turnul. Răsturnare de situație. Lăsați-vă. Cum să zic, cum să exprim, că poate o să sună dur dacă zic lăsați-vă distruși ca să puteți să renașteți. Pentru că celelalte numere, interesant, au avut 13, care este numărul scorpionului, așa zic eu. Este a 13-a zodia, aceea care vindecă și renaște. Celălalt a avut Phoenix-ul. Voi v-ați ales inima. Aici trebuie să... Și, fum, ce frumos! Și am vorbit că am... Voi trebuie să vă treziți inima, să vă vindecați inima și să o treziți într-o nouă direcție. Trebuie să vă lăsați treziți la alte vibrații și la o altă dimensiune. Trebuie să vă eliberați de niște spade, de gânduri, de un ciclu mental, de dureri. Ia uite, nebunul, regina de spade, care vă țin pe loc. Vă țin pe loc toate aceste lucruri. Unii dintre voi poate ați avut discuții cu această împărăteasă, mama, soția sau mama copiilor voștri și ați avut niște discuții legate de bani și destul de aprinse. Cavalerul de bâte de spade și 5 de monede nu e o vibrație prea frumoasă. Cred că ați discutat despre cum să vă împărțiți banii. În fine, dacă a fost ceva de genul ăsta, eliberați-vă. Pentru că vă apasă pe suflet această energie. Sunt mai multe variante. Vedeți cum vă așezați mesajele în viața voastră personală. Însă este fenomenal ce văd aici. Există o atracție. Există o mare pasiune care urmează să se manifeste, asul de bâte. Această romanță ar putea să fie. Însă există în preajma voastră cineva care vă invidiază și acest personaj, așa simt că este, acest personaj care vă invidiază și care joacă mental și care, în fine, face niște jocuri. Eventual, vă poate șantaja și financiar. Probabil că va fost soț, soție sau are o poziție importantă în viața voastră. Cel puțin în viața voastră. Regele de monede și împărăteasa. Poate că ați fost soț și soție. Poate. Unii dintre voi. Chiar dacă n-ați fost.
Este un personaj, că e bărbat, că e femeie, posibil frumos, posibil și cu bani, dar care pare rău că trebuie să vă spun, vă ține în aceste jocuri mentale. Există o luptă a egourilor cu cinci de spade și puterea. Însă, dragii mei, așa văd lucrurile. Această luptă, într-adevăr, vă face mai puternici, dar vă ajută să și vă transformați. Să vă și transformați. E casa 8-a a Scorpionului. Trebuie să învățați să ieșiți din ego, această minte și corp, și să vă transformați înspre spiritual și emoțional, da? Iar un personaj care cată, îmi place mie cuvântul ăsta, cată către stele și către lună, în sus, da? Și care nu are lanțuri, da? Pentru unii, acest personaj să vă joace mental și financiar, știind că există o mare pasiune între voi doi. Astfel de bâte poate să fie atracția fizică, vorbim de fizic foarte mult, între voi și cineva. Însă, simt că este doar o luptă, o ambiție. Dacă reușiți să transformați această situație și să vă eliberați de aceste energii, nu le văd tocmai în regulă, puteți să manifestați o nouă dragoste. Puteți să manifestați o nouă dragoste, dar profundă, asul de cupe, regele de cupe, cum era, magicianul, doi de cupe și justiția. O dragoste corectă în care nimeni nu se joacă cu celălalt, nimeni nu-l manipulează doar pentru că știe că ăla are bani. Unul poate să stea în relație pentru bani, celălalt pentru sex. E o chestie... Nu simt că e ok această vibrație. Dar simt că dacă îi puneți punct 8, 8, da, 8, casa scorpionului, apare iar scorpionul, iar 13, interesant. 13, da? Și scorpionul, fenixul, exact numele anterioare. Ideea este că dacă îi puneți capăt acestei energii, nici o fi situație, personaj, ce ar putea să fie, voi știți, puteți să vă atrageți vindecare, stimă față de voi, dragostea aceasta pe care vă oferă Dumnezeu, Universul, să simțiți că vă iubiți și uite așa să vă atrageți o nouă romanță. Deci, dragostea avea voastră cu a încă unui personaj care merită, care vă oglindește, da? Cele două suflete. Se poate manifesta magicianul în dreptate. În dreptate. Aceasta este, de fapt, dreptatea care vi se face de către Univers. Dacă îndrăzniți să vă eliberați, că Scorpionul înseamnă eliberare. Să vă eliberați și să renașteți din această situație. Pentru cine o fi mesajul? Iar o să aflu. O să-mi scrieți. În principiu, unii, nu toți. Ia uite ce frumos era. Asul de cupe. O dragoste intensă. Cu Scorpionul? O dragoste care vă răscolește întreaga ființă. Ia uite, și cu regele de cupe. Și cu doi de cupe. Ia uite. Acesta este sufletul vostru pereche. Nu acesta. Este doar o obsesie pentru bani, pentru sex, jocuri mentale și așa mai departe. Pentru poziție, pentru frumusețe. Ia uite justiția unde s-a oprit, chiar la justiție. Iar aveți ceva cu justiția, cu balanță. Iar este o pasiune, da? O pasiune la care trebuie să renunțați. Ca să puteți manifesta adevărata dragoste, dacă o vreți, dragii mei. Că dacă nu vreți, stați în continuare. Numărul 3, să clarificăm câteva cărți. 2, 4. Cam așa ar fi trebuit. Am pus foarte multe pentru că au fost wow.
Nebunitoare mesajele, numai arcane majore, cărți intense, suflete perechi, personaje puternice. O dată, de două ori, de trei ori. Întoarceți-vă inima către lumină. Către lumină, spune. Ia uite. Valetul de băte. Îndrăgostiții. Posibil cineva cu marcaj în gemeni. Un marcaj probabil nu tocmai corect. În fine. Nu vedem. Judecata. Ia stai, nu. Nu. Că sunt lipite. 9 de cupe. Judecata. 5 de monede. Iar apare 5 de monede pe care le-am văzut, de care trebuie să vă eliberați. Schimbați energia. Ia uite, asul. Aceasta e dreptatea. Dreptatea apare și aici, justiția, și asul de spade. Trebuie să manifestați ceva nou, care vă va aduce echilibru și financiar. Dar trebuie să manifestați din suflet, nu din nevoia de stabilitate, nu din pasiune, nu din minte, din rațiune. Și trebuie să vă vindecați de un ciclu. Un fel de a gândi, în primul rând, de niște răni, trebuie să vă vindecați. În fine, am zis, această pasiune pe care ați considerat-o la un moment dat, că vi se potrivește, ați crezut că este sufletul vostru pereche, dar eu cred că este aici. Pentru că un suflet pereche nu face asemenea jocuri. 5 de spade. Posibil cineva are și tendința să mai bea. Însă, s-a tot încercat împăcarea în această situație, judecata. S-a tot încercat să renașteți ceva ce a murit. În aceste lupte, eu cred că a murit de fiecare dată câte ceva. Poate a rămas doar pasiunea, doar chimia, atracția fizică. Unul dintre voi, acest personaj foarte pământean, așa văd acum, cu 9 de cupe, nu musai că are probleme cu băutura sau are tendința să bea mai mult, dar simt că 9 de cupe în acest context ar putea să fie o stare de egoism, în care își dorește să-i fie doar lui bine și să folosească diferite tactici, 5 de spade, ca să se simtă bine. Dar trebuie să renașteți, că sunteți voi, că e altcineva, trebuie să renașteți în această energie. Chiar dacă vă va fi greu, la un moment dat, vă va fi frig, vă veți elibera pentru că sunteți puternici. Pentru că atunci când vă este frig, ce zice aici? Întoarceți-vă inima către lumină și lumina aici în catedrală, înspre spiritualitate, dragii mei. Și în momentul în care faceți acest lucru, soarele, Jupiter, da? Jupiter aici este roata norocului. Începe să se schimbe energia și să vă atrageți binecuvântări. Ia uitați cum vine. Și aici sunt binecuvântări, da? Ce frumos. Și aici sunt. Să vă atrageți dragoste. Cineva cu marcaj puternic în Jupiter, da? În pești sau în săgetător. Sau, nu musai. Marcaj puternic în Jupiter. Și uite așa manifestați adevărata dreptate. Despicați greutăți, munții în două și mergeți în direcția cea bună. Am văzut și steaua la un moment dat, nu? Parcă la voi am văzut steaua. Mergeți către adevăratul vostru destin. Dar renașteți odată.
Acest confort e un confort emoțional și fizic, sexual mai bine zis, aici. Poate chiar și financiar. Dar e o stare de confort. Așa o văd aici, din care trebuie să renaști. Și da, în momentul în care renaști, e un pic greu, nu? N-are cum să fie bine instantaneu. Dar vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și manifestați această romanță în direcția cea bună. Aici o văd eu că se desfășoară. În cât timp se va manifesta, dacă faceți lucrurile care trebuie acum la luna plină, iau-te. Vindecare. Vindecare. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut, sper că ați găsit mesaje interesante. Vă rog frumos, transmiteți-mi. Cu ce rezonează din viața voastră? Ne auzim la următoarele etalări. Vă doresc dragoste. Va trebui să lipesc videoclipurile. Cine știe cât durează. Cu răbdare abia aștept să ascultați și etalările acestea. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa! Bine, ceau!